Paula Selin este una dintre cele mai cunoscute și mai iubite artiste din România, iar ea și fica ei, pe care a adoptat-o în urmă cu șase ani, consideră că acest lucru este extrem de frumos. Cele două au făcut o dezvăluire emoționantă pe platoul de filmare al emisiunii Teo Show, prima lor apariție în lumina reflectoarelor. De mână cu celebra ei mamă, Elena a făcut o mărturisire emoționante despre relația cu Paula Selin, dezvăluind un lucru puțin cunoscut despre viața ei, pe care l-a ținut secret timp de șase ani. Paula Selin i-a mulțumit lui Teo Trandafir pentru faptul că a ținut secreta adopția fiicei sale. Ea a mai spus că Elena a ajutat-o să cunoască cel mai frumos sentiment din lume, acela de a fi părinte. Elena era și emoționată. Fata a vorbit despre dragostea incondiționată necondiționată pentru mama ei. În cadrul emisiunii Teo Show, ea a dezvăluit și de ce a păstrat secretul. A fost decizia fiicei sale, Elena, de a mărturisi în sfârșit în public. Când avea trei ani, drumurile noastre s-au intersectat și lucrurile trebuiau să se așeze în timp în familia noastră, în universul nostru. Am vrut să ne asigurăm că nimic altceva nu are niciun pact asupra așezării naturale. Și am decis să așteptăm în liniște, simțind echilibrul necesar unui astfel de proces, pe măsură ce a trecut timpul și a crescut, ne-am dat seama că este foarte important ca acest copil să ia propriile decizii, cu atât mai puțin dacă și când copilul unei persoane publice va fi în centrul atenției. A adăugat Paula Selin.